Copacul s-a prăbușit luni dimineața peste 4 autoturisme care erau parcate pe bulevardul Dunării, în spatele maternității. Proprietarii sunt polițiști. Când au văzut grozăvia, le-a sărit inima din piept și au anunțat imediat comandamentul pentru situații de urgență din cadrul primăriei. Putea fi, eu știu, persoane venite la poliție sau la maternitate care puteau să stea să aștepte în autoturisme conducătorii auto și se putea întâmpla orice, vă dați seama. Nu e vina nimănui, dar oricum cred că e de câteva luni bune a plecat pomul respectiv și trebuia să-l vadă cineva ca să-l taie. La fața locului au ajuns mai întâi polițiștii locali, apoi reprezentanții primăriei. V-aș ruga să luați legătura cu cei de la primărie să se prezinte pentru dislocarea copacului. Trebuie o macara, că trebuie ridicat un pic ca să dacă vin ăștia la Isus să-l taie. Numai că în loc de macara, la locul prăbușirii pomului a fost adus un buldo excavator, iar întreaga operațiune de îndepărtare a arborelui a fost efectuată de cei 10 pompieri trimiși de detașamentul Drobeta. Am intervenit cu două auto speciale și cu două drujbe din dotarea auto specialelor. Am degajat copacul. Este un copac care datorită terenului din zonă, rădăcinile nu sunt foarte bine prinse în pământ și din cauza asta a și avut loc această cădere. Situația este grăitoare pentru modul în care primăria face verificarea periodică a arborilor din oraș. Din spusele proprietarilor, copacul în cauză era înclinat de luni bune și nu s-a luat nicio măsură pentru a îndepărta pericolul. Cât despre despăgubiri. Dacă dumnealor au asigurări la societățile de asigurări, probabil vor fi despăgubiți. Dacă nu, vom încerca să vedem ce facem la nivel de primărie. Unul dintre autoturisme, o Dacia, a fost serios avariată. Un altul s-a ales cu îndoirea ușoară a plafonului și celelalte cu zgârieturi. Polițiștii sunt hotărâți să-și recupereze pagubele.